Salut, sunt Herscream și astăzi vreau să facem un mic review la o aplicație numită NotPad++. Aplicația asta este un înlocuitor pentru Notepad, care ne permite să edităm texte în majoritatea limbajelor de programare cunoscute. Aplicația le recunoaște, le transformă în text pe cât posibil și ne permite editarea fișierului fără a avea un limbaj de programare efectiv software instalat în calculator. Bine, aplicația, să ne înțelegem, nu are pretenția și nici puterea să se ridice la nivelul, de exemplu, la nivelul C++-ului sau Pascal-ului sau știu eu, AVB-ului, whatever. Nu. Dar pentru mici aplicații îl putem folosi. Îl putem folosi fără nicio problemă. Putem coda textul în majoritatea modurilor cunoscute. Putem să ne alegem limbajul de programare în care dorim să scriem. Avem aici C++-ul. Da, CSS. Putem face scripturi în Flash, în Fortran, HTML-ul, Java, destul de multe, da? Avem inclusiv MS-DOS style, avem shell-uri, SQL-uri, inclusiv XML. Sau putem noi defini un anumit limbaj. Are posibilitatea de macro-comenzi, da? Are mai multe plugin-uri. Aplicația este destul de drăguțică, mie mi-a captat atenția. Puteți să o încercați, este free, o căutați pe Google sau pe Google și vă puteți juca cu ea. De la ce este bună, îmi place din nou că lucrează cu taburi. Da? Avem aici. Dacă scriu, spre exemplu, ceva, da? Whatever. Îmi arată linia la care mă aflu și pot edita exact acea linie. În caz că creez un soft, da, care are o eroare, are un bug, am greșit undeva, îmi va da eroare în linia X, unde X este numărul liniei. Știu exact unde să mă duc, nu mai orbec ca dobitocul prin tot softul. Are destul de multe opțiuni, este practic un notepad mai avansat, ceva mai deosebit față de clasicul aflat în Windows. Puteți să-l încercați, puteți să vă jucați puțin cu el. Pentru cei care vreți să editați un fișier din, știu eu, un DLL, whatever, o aplicație, puteți încerca să deschideți cu acest soft, inclusiv fișierele Hexa, știe să le citească în limbaj Hexa, da? Hexadecimal, merge fără niciun fel de problemă. Are, plecând de la print, are cam tot ce vă ar putea oferi un editor de text, da? Poate să-l deschidă. De exemplu, deschid aplicația pe care voi ați creat-o în Firefox, în Chrome, Internet Explorer, Safari, etc. etc. Are inclusiv un client de e-mail. Bine, el a luat clientul de e-mail instalat în Windows, Outlook-ul, dar asta se poate seta. Este destul de simplu, este destul de frumușel, puteți să-l încercați și să-mi lăsați păreri despre ceea ce credeți voi despre el. V-am spus din nou, nu este un soft de forță, nu este un program de pretenție, dar este un editor de text free care cunoaște mai multe limbaje de scriere și nu trebuie să vă mai bateți capul cu fel de editoare, da? Cam atât. Sper
referitor la requestul de înlocuirea unui condensator pe placa de bază, am să revin astăzi, cel târziu mâine, cu un tutorial video pe partea respectivă. Cam atât pe moment, HealthScreen out.